Bună seara, stimați telespectatori ai postului de televiziune Capital TV. Ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Discutăm astăzi despre deșteptarea neamului românesc. A câta oară am așteptat oare ca, cel puțin în prag de alegeri, românii să vină la vot și să aibă altă opțiune? Și aici mă refer la partide politice, la lideri politici. Însă iată, de 32 de ani scena politică românească este dominată de PSD, PNL și, de ce nu, UDMR, care totdeauna se agață de guvernare și chiar primește cele mai importante ministere și chiar anumite agenții, consilii, și aici mă refer la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și nu numai. Însă, pentru că deșteptarea neamului românesc presupune în primul rând ca în eșichierul politic să apară opțiuni, să apară lideri. Am crezut și în 2020, în urma alegerilor parlamentare, în 2019, în urma alegerilor prezidențiale, oricum, speranțele erau minime, președintele Klaus Iohannis la al doilea mandat, însă în 2024 lupta va fi extrem de dură, iar din punct de vedere al forțelor politice suveraniste, naționaliste, acelor care susțin renașterea neamului românesc, ar trebui să apară exact ceea ce România așteaptă de un număr mare de ani și ceea ce românii trebuie, în ceea ce românii trebuie să creadă, pentru că în 2020 la vot prezența a fost extrem, extrem de slabă. 33% dintre români și-au prezentat opțiunea electorală tocmai din cauza lipsei de încredere în clasa politică și, mai mult decât atât, absența unor opțiuni politice care să prezinte garanții că nivelul de trai al cetățenilor români va fi cu totul altul. Au trecut aproape 2 ani de la alegerile parlamentare din 2020. Situația nu s-a schimbat aproape sub nicio formă. PNL, USR și UDMR a fost coaliția care a preluat fărere guvernului României și ale Parlamentului, evident, pentru că aveau nevoie de votul de încredere al Parlamentului ca să poată să primească votul de încredere guvernul, adică lista de guvernare și programul guvernului. Ulterior, în urma neînțelegerilor dintre PNL, USR, cei 6 miniștri USR și-au prezentat demisia și atunci s-a schimbat structura sau compoziția politică a guvernului, cum spune Constituția la articolul 85, președintele s-a văzut într-o situație absolut neașteptată, pentru că AUR încerca să strângă acele semnături pentru inițierea propunerii de suspendare din funcție. Dacă s-ar fi realizat și dacă Parlamentul ar fi votat cu jumătate plus 1, președintele era suspendat din funcție, urmând apoi referendumul pentru demitere, unde aproape sigur poporul român ar fi votat pentru demiterea președintelui, având în vedere ceea ce n-a făcut în mandatele sale, cel puțin până acum. Și atunci, prin desemnarea domnului Cioloș, știți foarte bine, un eșec total, 80 de voturi pentru, 280 împotrivă în Parlamentul României, cel mai usturător eșec al unui prim-ministru, unui candidat pentru funcția de prim-ministru care a venit să ceară votul de încredere Parlamentului. Ulterior a fost desemnat domnul Ciucă, care și-a retras mandatul, conștient fiind de faptul că nu are votul de încredere al Parlamentului, adică jumătate plus 1, iar apoi, generându-se în spațiu public ipoteza unor alegeri anticipate, și anume dizolvarea Parlamentului, și de teama de a nu fi demis, președintele României a găsit soluția salvatoare pentru el și pentru PNL, dacă pot spune așa, acea coaliție monstruoasă, spun unii, PSD, PNL, UDMR, minorități naționale. E foarte adevărat că articolul 103 din Constituție spune foarte clar: președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru numai consultării partidului, care are majoritate absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidului care au reprezentare parlamentară. Dacă PSD a câștigat alegerile, 30%, nu avea 50% plus 1, n-a avut cu cine să facă în prima parte coaliție, pentru că USR a ales PNL, ulterior s-a format această coaliție. Din nefericire, pe fondul pandemiei, pe fondul conflictului militar din Ucraina,
al crizei energetice, al crizei economice care se apropie cu pași repezi și în România. Deja suntem în criză economică. Românii încă mai speră în forțe politice salvatoare, în lideri politici care să le reprezinte interesele și, de ce nu, în deșteptarea neamului românesc. Un titlu pe care nu l-am ales întâmplător, pentru că în platoul Capital TV este prezent chiar președintele Partidului Neamul Românesc, domnul Ninel Pea. Pentru telespectatorii care vor să intre în direct cu invitații, o pot face apelând numărul de telefon afișat pe ecranul televizorului. Am trei invitații în studio care reprezintă opțiuni serioase pentru alegerile din 2024, evident care nu au nicio legătură cu actul de guvernare și nici n-au avut. Domnul Ninel Pea a fost deputat din partea PSD, a avut o activitate parlamentară deosebită, în special în materie de diplomație parlamentară, am mai explicat, și vă prezint invitații mei. Deci Ninel Pea, președinte Partidului Neamul Românesc. Bună seara, Ninel Pea. Bună seara, mulțumesc mult. Ovidiu Hurduzeu, care este membru fondator Liga Distributistă Ion Mihalache, susținător al domnului Călin Georgescu. Bună seara, domnule Ovidiu Hurduzeu. Și domnul Gabriel Ureche, președintele organizației Partidul Ecologist Român Sector 2. Bună seara, domnule Ureche. Bună seara, bine v-am găsit. Încep cu domnul Ninel Pea. Cum caracterizăm activitatea politică în România în acești aproape 2 ani? În care totuși v-a spus mari speranțe, nu pot să uit anul 2020, în aur erau, da, cu 10%. Ca și, o paranteză, da, și încheiem discuția. Sigur. Despre aur. Aur ne-a trădat pe noi, partenerilor. Și în acest moment Partidul Neamul Românesc și întreg neamul românesc nu cred că mai are încredere în niște personaje politice care au trădat odată. Dacă au trădat partenerii, înseamnă că oricând pot să trădeze și țara, și neamul, și credința, și s-a observat în cei doi ani. Dar văd și la ei câte... Vedem balamucul care este. Păi da. Ce e la ei? Dar nu e discuția noastră. Da, sigur, aici, nu a venit să ascultăm despre primul rând, căutăm soluții. În primul rând, toți oamenii cred că atunci când spun iubesc neamul românesc, li se zburlește pielea, părul pe mână. În același timp, oamenii sunt conștienți că nu avem și nu am avut conducători care să-și iubească neamul și țara, mai ales în ultimii doi ani această alianță toxică PNL-PSD, care a venit impusă din laboratoare din străinătate, adică ale stăpânilor lor, fără conștiință națională, efectiv, și fără, și cu oameni conectați la perfuzii cu bani care curg din străinătate, au reușit să pună în genunchi țara, să execute la consemn toate ordinele din afară, să inducă frica în populație cu așa zisă pandemie și s-a dovedit pe baza documentelor publicate de Pfizer la comanda unui judecător federal american că aceste vaccinuri nu au protejat față de contractarea bolii sau de... Nu, aici chiar au protejat. Nu au protejat, să știți, absolut deloc. Bine, opiniile sunt împărțite. Da, eu am doveziile foarte clare. Am înțeles, dar împărțite. În același timp au făcut foarte mult rău și în acest moment asistăm la, așa zisele, morți subit. Și ca să închei paranteza, vreau să-i anunț pe român că această alianță toxică PNL-PSD a dus în acest moment la supraîndatorarea României, la 300.000 de copii români care nu au o pâine să pună pe masă în fiecare seară, și până în iarnă România va intra într-o foamete de proporții biblice, având în vedere că acum se închid aproximativ 100.000 de micro-întreprinderi mici, pentru că nu le-au mai dat posibilitatea ca să supraviețuiască. Fiecare micro-întreprindere aveau 1, 2, 3 angajați, cei din familie, și în acest fel mai ating un punct pe ordinea globaliștilor multiculturaliști progresiști, adică încă 500.000 de români să emigreze în această iarnă și primăvară în vestul Europei, mai ales la cules de Sparanghia, că tot îi place președintelui Republicii, să speră la fund bătrânii Europei și țara să fie depopulată. Încă o dată,
Dragi români, ați votat timp de 30 de ani când stânga, când așa zisă stânga, când așa zisă dreaptă, dar vă spun că începând din 1990, pentru că nu trebuie să uităm că acei care susțin globalismul și multiculturalismul, de exemplu Pleșu, de exemplu Șora, care era aghiotantul unei mari bolșevice, au făcut parte din primul guvern Petre Roman. Deci ei au fost la putere de fapt și au executat ordinele celor din afară, având ca obiectiv în mod principal distrugerea economiei românești, acapărarea tuturor resurselor, punerea în genunchi a tuturor oamenilor, sărăcindu-i și forțându-i efectiv să plece afară. 7 milioane avem, așa-i? 7 milioane. Exact, depopularea României. Și în final, ați văzut și dumneavoastră că nu s-au făcut nici măcar acele bucăți de autostrăzi de 50 de kilometri ca să spargem munții și să unim cele trei provincii istorice românești. Și se dorește efectiv dezmembrarea României, nu o spun numai acum, am spus-o și de la tribuna Parlamentului. Și aici poate mulți dintre dumneavoastră o să mă contraziceți. Nu, domne, că n-au nicio legătură autostrăzile cu dezmembrarea României. Hai să luăm exemplu când a vrut să construiască... primul ministru Ponta, era prim-ministru, nu? Mă lăsați pe mine, da, că știu, da, exact, haide, asta vreau. Da, avem o declarație publică, perfect, a fostului prim-ministru, perfect, Ponta, prin chiar care a spus cu subiect și predicat că un șef de serviciu secret, adică Florian Coldea, decorat de către alte state, respectiv cel francez, că dacă va face această autostradă București-Brașov, de exemplu, va intra la pușcărie și el și familia lui. Ați văzut ce i-au făcut, i-au trăit mama, familia pe la parchet și imediat, fiind slab, a renunțat. Deci asta se întâmplă în toate funcțiile cheie ale statului român. Sunt implantați soldați bine instruiți ai globaliștilor multiculturaliști și vârfurile lor de lance, adică asasinii economici, da, avem până acum un zburdă exemplu, în România. Trebuie să-i și găsim. Pe schiuri, parcă ar fi la cea mai lungă și cea mai bună pârtie de schi. Asta este adevăr. Bun. Mulțumesc pentru invitație. Cu și încă o dată vă iubesc, oriunde v-ați apucat. Ce părere aveți de situația existentă în acest moment? Deci da, domnul Ninel Pe a făcut o retrospectivă, da, din punctul dânsului de vedere. Da, cum vede situația? Nu contestă nimeni că nu are informații. Pentru că a lucrat și în Parlamentul României, e președintele unui partid foarte important. Și chiar o să-l întreb după aceea, apropo de expansiunea partidului Alianța pentru Patrie. Cum vede vreodată în perspectivă? O vedeți dumneavoastră, eu nu o văd și am experiență politică. Au deja filiale peste tot? N-au relevanță filialele. Nu? Bun. Discutăm după aceea. Domnul Dumnezeu. Da, eu nu sunt om politic, nu am fost în Parlamentul României, deci... Erați foarte aproape să fiți. Ați candidat pe listele AUR, la Senat, la Ilfov, da? Eu mă mențin la părerea că AUR are încă foarte mulți patrioți în rândurile sale, în ciuda unei conduceri care nu s-a dovedit la înălțimea așteptărilor populației, aș spune eu. Este adevărat că tot ceea ce mare parte din răul care i s-a făcut României se datorează unor influențe nefaste din afară. Dar acești asasini economici, acești globaliști nu ar fi putut să pătrundă România și să zburde pe schiuri, cum spune domnul Pea, dacă nu ar fi avut colaborarea și, cum să spun, sprijinul celor din țară, interior, adică mafilor locale. Cum spuneam mai devreme, și-au selectat oamenii, i-au colectat la perfuziile cu bani și acum sunt slujile lor. Da, da. Și hai să spunem, există un sistem, cum îl numesc eu, comercial-securistic, după 90, care nu este deloc patriotic, cum pretinde, ci își vede de propriile afaceri. Și pupă ghiulul colonizatorului, crezând că o ducem și noi bine pe lângă ei.
Bun. Eu vreau să-i asigur că nu o să o ducă bine. Eu am trăit 30 de ani în Statele Unite și știu foarte bine cum tratează americanii slugile și cum i-au tratat de unele. S-au folosit de ei, dar au cel mai mare dispreț față de cei care se folosesc. Bun, Liga Distributistă, Ion Mihalache. Ce platformă are, pe ce linii vrea să atragă românii în limitele, eu știu, păstrării tradițiilor, idealurilor, identității, pentru că nu e un nume ales întâmplător, și către cine vă adresați, către ce electorat? Deci nu sunt despre politici, să spunem din capul locului. Vorbim de resuveraninare, resuveranizarea țării. Deci este foarte important ca să se resuveranizeze țara în calitatea sa de colectivitate. Liga Distributistă însă merge mai departe și eu cred că ceea ce trebuie făcut în primul rând este resuveranizarea românului, a persoanei. Românul ca om, ca individ, să nu mai fie sclav. Și acest lucru se poate realiza doar prin schimbarea sistemului economic, fiindcă sistemul economic care ne-a fost adus a transformat pe omul însuși într-un sclav pe plantație. Deci asta trebuie. Deci resuveranizarea omului. De aici Cum o facem? Asta o facem printr-un sistem economic în care omul să aibă un cuvânt de spus. Să aibă un cuvânt de spus la locul de muncă, să aibă un cuvânt de spus într-o mare organizație cum este o companie. Aceasta se poate face prin niște forme economice speciale, cum ar fi micile întreprinderi, întreprinderile de familie, cooperativele. Deci un sistem de finanțare care să sprijine tot acest sistem, un sistem financiar. De exemplu, astăzi, băncile comerciale nu mai finanțează micul proprietar. Da. Cât de mult vă bazați pe proiectul lui Călin Georgescu, hrană, apă, energie, în atingerea acestor obiective? Ei, proiectul domnului Călin Georgescu este de bază, este fundamental. Noi, Liga Distributistă, și l-a adoptat și nu facem decât să promovăm acest proiect și în același timp să promovăm doctrina care stă la baza acestui sistem. Deci ce vreau să spun? Avem nevoie de o democrație economică, nu numai de o democrație politică, fiindcă dacă avem democrație, cum putem să facem democrație politică în momentul când rămâne acest sistem oligarhic bazat pe mari companii, bazat pe acest sistem comercial securistic. Am înțeles. Domnul Gabriel Ureche, probabil că sunteți de altă opinie și vă ascultăm. Da, adică se vede că domnul 30 de ani nu a fost în România. Dacă dăm istoria înapoi... Nu, stați puțin, că nu am fost în România, dar am fost în fiecare an, am scris despre România. Nu, a stat 30 de ani venind în România în deal. Da. Poate domnul Păia poate să confirme sau nu. Știți că în România s-a încercat sistemul lui Harig la un moment dat, când domnul președinte Adrian Năstase a refuzat banii veniți din America și în altă parte, pentru că și noi avem un sistem aici. Am ajuns din această cauză unde am ajuns. Ce spuneți dumneavoastră, din punctul meu de vedere, e un vis. În România, în momentul de față, și nu doar în România, în toată Europa, totul începe de la educație. Noi educația o avem la pământ. Un copil, dacă e educat, înțelege despre ce este vorba. Uitați-vă, acum câteva zile veneam de la Istanbul. Vă dați seama, în momentul de față, musulmani cele tinere fumează pe stradă, au botox, se pupă cu prietenul pe stradă. N-am văzut așa ceva. Lipsa de educație își pune cuvântul peste tot. Dacă nu investim în educație, puteți să veniți noastră cu orice proiect vreți, pentru că nimeni nu va înțelege. Copiii ăștia care, dacă ne uităm pe stradă acum ce fac, că-s decât cu telefonul în mână și sunt manipulați foarte ușor, vorbim de neamul românesc. Că îl primești informația pe TikTok, e o angajată de-a mea, îmi spune ce se întâmplă,
după TikTok. Ea nu avea altă sursă de informare decât TikTok. Ăsta e nou model de manipulare și noi vorbim de proiecte. Păi, atâta timp când noi nu ne vom da seama. Este un caz similar și în America. Pentru că nici în America... Păi, dumneavoastră știți mai bine, spuneați că eu nu știu despre România, dar dumneavoastră știți despre America? Vă spun, că vorbiți despre America. Nivelul de cultură al tineretului este același la nivel mondial. Nu e chiar la același la nivel. Sunt... Nu știu. Aici nu știm, nu putem să spun. Eu nu cred că Rusia... Și până și educația electorală e foarte importantă. Rusia, China, credeți-mă, au alt sistem de educație. Pentru Japonia, uitați-vă la sistemul japonez de educație. În rest... Aveți apă, aer sau ce mai ești la stăpâni? Da, apă, energie, nu aer. Bun. Ca să ajungi la toate astea, da, îți trebuie modelul american. Îi vor îndatorați, sunt sclavi pe plantație. Cetățenii americani, nu vorbim de restul statelor pe care l-au colonizat, vrând sau nevrând. Da, vă înțeleg, e adevărat, dar ca să schimbi sistemul de educație... Neamul românesc trebuie să primeze întâmplător subiectul emisiunii, titlul emisiunii. Coincide cu numele partidului, ceea ce nu este un lucru rău, sunt două lucruri diferite. Eu, înainte de a fi membru în Partidul Ecologist, am fost secretar general al PRM-ului. Și știu despre ce vorbesc. Eu m-am luptat mult pe partea naționalistă. Știu ce înseamnă. Ce se spune acum? Aur. Un balamuc total. Nu discutăm despre el. A fost de la început, au păcălit mulți oameni, nu doar neamul românesc, pentru că am prieteni. Eu am fost prima negociere cu Aur. Când Aur de-abia a apărut, a fost făcută cu mine. Să facem o alianță între PRM și neamul românesc și Aur. Am refuzat-o pentru că ți-era frică să lași telefonul pe masă la o discuție cu domnul președinte. Ce spuneți dumneavoastră acum, domnul Călin Georgescu? Nu-l cunosc, n-am idee, nu știu proiectul. Dar trebuie să înțelegem, noi cei care formăm cât de cât o opinie, că problema este la bază, educația, și trebuie să investim în tineret. Spuneți de firme, micro-întreprinderi. Păi nicăieri în toată Europa asta, că am umblat, asta este, am umblat foarte mult, toate firmele mici au probleme majore. De ce? Datorită situației COVID, în care s-au pompat foarte mulți bani. Noi suntem o țară, să zic, nefericită. Firmele mici n-au primit bani de la guvern cum au primit firmele din Europa. Și acum inflația a ajuns unde a ajuns, datorită infuziei de capital care s-a băgat în piață. Trebuie să înțelegem. De bani tipăriți, nu de capital. Corect, corect. Trebuie să înțelegem că dacă nu pornim de la bază, degeaba venim noi cu titluri pompoase, cu programe, pentru că nimeni nu le înțelege, pentru că educația și nivelul intelectual al tineretului e la pământ acum. Stați puțin. Bine, nu generalizăm, dar este adevărat cu educația, că aude chestia asta de... că oamenii nu au soluții economice și cel mai ușor să spună, domne, dar educația, că aici trebuie să pompăm în educație. Păi, 30 de ani am auzit același lucru și în America. Eu lucrez în mediul privat, înțelegeți-mă, da, și credeți-mă, știu. Sunt între firmele din România care se luptă cu firmele de afară să nu facă monopol în România. Și credeți-mă, știu ce vorbesc. Păi, exact asta e. Și nu sunteți de acord că trebuie schimbat... Să aveți un sistem economic care să susțină micul producător? Asta vreau să vă spun. Ca să susțin micul producător, vă spun altfel. Dacă nu ai niște oameni educați care să promovezi pe niște funcții și preferi să mergi în continuare în toate partidele politice aflate la guvernare, pe nepotisme, pe pile, exact, nu contează ce capacități intelectuale are cel care îl pui într-o funcție, vă spun eu că vom fi la fel. Da, pentru că ăla care... Dacă sunteți... Haideți să vorbim, suntem la televizor, să vorbim totuși elegant. Ce făpturi gingașe sunt promovate pe diferite funcții. Da, corect. Dacă sunteți mic producător, știți că ca să nu puteți să faceți față, fiindcă nu aveți o piață, o piață cinstită. Nu este adevărat. Da? Aici vă contrazic. Nu este adevărat. Nu din cauza asta. Nu. În primul rând, România este o piață foarte mare de desfacere. Toată plașa de supermarketuri din România încurajează micii producători. Problema majoră este instabilitatea fiscală, pentru că nu ai o predictibilitate, nu poți să-ți faci un plan de afaceri pe termen scurt, măcar în România. Stai puțin. Pentru că întotdeauna se schimbă ceva. Și toate astea vin pentru că cei care ajung în funcțiile care ajung nu au o pregătire minimă sau nu au avut un habar de ce înseamnă un mediu de afaceri. Deci noi dacă discutăm cu unul care... Haideți să vorbim popular, are cu două clase mai mult ca trenul și a ajuns secretar de stat. Credeți că ăla va înțelege vreodată
Ce asta, asta e altă problemă cu nepotismul, dar vreau să spun că... Asta e cea mai mare incompetență, așa e. Și aici ați spus că marile monopoluri, supermarketul... Eu lucrez cu tot ce înseamnă supermarketul în România și vă spun la modul cel mai serios, spun la televizor. Deci sunt ok supermarketurile? Nimeni nu mi-a dat vreodată cum se discută în piață un leu și pagă ca să lucrez cu un supermarket. Nu. În supermarketurile din România, în momentul de față, contează calitatea și prețul, punct. Pentru că niciun supermarket nu-i mai... Dar unde se duc banii ăștia de la supermarket? Asta nu este problema mea. Eu vă spun că pe mine, ca și producător român, mă ajută sistemul actual. Că nu mă ajută sistemul fiscal, pentru că noi încasăm la 100-120 de zile și tu trebuie să plătești TVA-ul și toate taxele la 30 de zile și un efort financiar foarte mare, asta poveste. Dar rețelele de câțiva ani încoace și de ce să nu sunt fan domnul Ponta, dar sistemul ăsta este făcut de domnul Ponta, în care a încurajat foarte, mă rog, zicem frumos, a încurajat supermarketurile să lucreze cu producătorii români. Da, domnul Nirepea. Aș vrea să... Vă rog, domnul Nirepea. Da, aveți dreptate și dumneavoastră și dumneavoastră, dar trebuie să aplicate în alt mod. Aș vrea să punctăm totuși un partid politic și Partidul Ecologist Român și Partidul... Încă nu-i partid, nu, dar se va, mișcare, se va transforma. O mișcare. Nu, o mișcare. Nu știu dacă asta, dar... Îmi ține pe domnul Georgescu, nu-l cunosc. Am văzut emisiunea dânsului, dar nu-l cunosc. Trebuie să vină cu programe și proiecte. Și haide să discutăm, că pe oameni interesează acum. Ce, soluțiile, așa vor oamenii. Probleme au ei acum? Prețurile la energie, prețurile la gaz, prețul la mâncare, prețul la pâine, prețul la gigacalorie... Medicamentele și așa mai departe. Da. Și oamenii, bineînțeles, se ne întrebe, dar ce o să puteți face voi, domnul Peia și neamul românesc, sau ce poate să facă Partidul Ecologist? Da, câteva secundă, noi luptându-ne și știți foarte bine că am avut parte și de ajutorul noastră, măcar am reușit să scoatem 0% la produsele bio așa în România. Este. Acum, ce vreau să le spun oamenilor, da, avem soluții, pentru că programele și proiectele făcute de specialiștii Partidului Neamul Românesc sunt... Ele toate însumează un program de guvernare perfect. Și vă spun, de exemplu, ce ar face Partidul Neamul Românesc să scadă prețul, de exemplu, la produsele de bază, la ulei și la pâine. Trebuie să... O să-l explic pe înțelesul sigur. România sigur. Produce anual, de exemplu, 3 milioane de tone de semințe de floarea soarelui. Consumul intern îl reprezintă 1 milion de tone de semințe de floarea soarelui. Și toți de la guvernare, inclusiv ministrii, ministrul Daia, pe care respect, prim-ministru Ciucă, care nu știe să vorbească, și alții, spun, noi nu o să avem probleme cu uleiul de sub floarea soarelui. Nu mergeți la supermarket să vă bateți pe el, că nu o să avem probleme. Așa este. O să fie ulei în supermarket, dar acum e 15 lei și la toamnă o să fie 25 de lei. Și atunci care e soluția? Că, de exemplu, acum, dacă am fi la guvernare noi, Partidul Neamul Românesc, am făcut calculul, 7 ordonanțe de urgență sau, în loc să dăm 7 ordonanțe de urgență, am trece 7 proiecte de legi prin Parlamentul României punctuale, dar cu asumarea răspunderii, poate. Cu asumarea răspunderii sau prin trecerea rapidă cu procedura de urgență. Prin un pact național al clasei politice, pentru că așa mi s-ar părea corect. Și acum, păi, o să mă întrebați, domnul Peia, cum scădeți dumneavoastră prețul de la 15 lei la ulei la 5 lei. Da, e foarte simplu, pentru că producătorul român vinde semințele de floarea soarelui la același preț, tot puțin, dacă le dă afară sau le dă în interior. Și atunci e foarte simplu. Guvernul ar trebui să dea o ordonanță de urgență, pentru că ne permite tratatul de aderare a Uniunii Europene, prin care interzicem exportul acelor cantități de alimente și cereale și semințe de floarea soarelui care sunt necesare consumului intern. Și ca să luăm, lăsați-mă să termin, e foarte elaborată și pierd oamenii nu o să înțeleagă. Și atunci, dacă avem un necesar de 1 milion de tone de semințe de floarea soarelui, acestea nu mai sunt disponibile la export. Da? Păi dacă nu mai sunt disponibile la export, o să mă întrebați, păi dar o se vândă la același preț cu care se vând afară. Nu, pentru că prețul acela este crescut artificial. De ce este crescut artificial? Pentru că există trader. Trader de mărfuri, trader de acțiuni, trader pe aur, trader care operează pe diferite piețe internaționale. Și atunci, acești trader ce fac cu semințele de floarea soarelui din toată lumea? Fac swap. Știți ce înseamnă, dragi români, swap la 12 noaptea când fac ei? Pariuri, domnilor. Pariuri. Fac pariuri pe prețul semințelor de floarea soarelui de a doua zi.
și îl cresc artificial pentru că ei câștigă bani. Știți cum zic americanii? Show me the money, give me the money. Da? Și atunci, făcând swap-uri, da? Și pe acel 1.000.000 de tone de semințe de floarea soarelui din România, normal că îi crește prețul. Dar dacă acel 1.000.000 de tone de semințe, pentru că celelalte două pot să le exporte, acel 1.000.000 de tone de semințe nu mai există pe piața internațională și nu mai pot bandiții, traderii internaționali, să mai facă swap-uri, pariuri ca la casino, asta fac. Pariuri ca la casino pe grâul nostru, pe floarea soarelui noastră, pe gazul nostru, pe munca noastră, pe energia noastră. Domn președinte, și atunci, lăsați-mă că mi-a da. Deci noi oamenii nu o să înțeleagă. Da. La sfârșit, nu trebuie să... Oamenii au deja informații din toate părțile și pierd ideea. Este foarte greu. Eu să pierd ideea. Și atunci, acel 1.000.000 de tone, știți la ce preț va ajunge? Adică ne va duce prețul de la litru de ulei de la 15 la 5 lei. De ce? Pentru că agricultorul săracul vinde la același preț. Câștigul are traderul care a cumpărat și l-a dus în port. Așa. Și după aceea îl are traderul care stă în birou pe Champs-Élysées sau la bursa din New York sau la bursa din Shanghai și la 12 noapte îl face pariul. Swap. Sună laiba de bine. Swap. Pe munca noastră, pe cerealele noastre, săraca țară bogată. Și atunci, dragilor, asta putem să facem și la grâu. România a produs anul trecut 18 milioane de tone de grâu. Dar în general media e de 15 milioane de tone de grâu. Ca să înțeleg, anul acesta fiind un an cu secetă, totuși avem o producție de 12,5 milioane de tone de grâu. Dar știți cât grâu mâncăm noi, dragi români? Toți românii ăștia, câți mai suntem aici? 18-20 de milioane, dar suntem români. Știți cât mâncăm? Doar 4,5 milioane de tone de grâu. Problema mare este că aceste 4,5 milioane de tone de grâu sunt tot pe mâna acelor bandiți internaționali, trader, domne, pariori ca la casino pe grâul nostru, pe pâinea noastră și cresc prețul. Păi atunci dacă guvernul, astăzi, acum, într-o oră, noaptea, ca românii, nu ca hoții, ar da o ordonanță de urgență prin care să spună cele 4,5 milioane de tone de grâu sunt interzise la export pe o perioadă de 6 luni de zile. Modelul egiptean. Bun. În acel moment, va scădea prețul la pâine la un leu, la 90 de bani. Pentru că acel grâu nu va mai fi piață. Dar mai avem o problemă. Vă spun eu ce problemă avem. Problema este că statul român n-a ajutat companiile, asociațiile de români să facă unități de producție, de procesare a acestui grâu. Și România în acest moment, iarăși mai spun, săraca țară bogată, nu are activități de procesare a grâului decât pentru 2,5 milioane de tone. Și atunci intervine problema. Păi domnul Fea a zis mai devreme că noi trebuie să nu mai exportăm 4,5 milioane și unde naiba ducem cele 2 milioane de tone? Păi unde le să? Cât mai aproape. La bulgari că ăștia au, la unguri că au mor de făină, la sârbi și așa mai departe. La moldoveni și aducem înapoi făina. Și atunci guvernul, și am făcut socoteala, guvernul, dacă ar da doar 20 de milioane de euro, ca să înțeleg, 20, la cele mai mari asociații, la cei mai mari producători și cu un plan de fezabilitate care se poate face în 3 zile, noi avem un plan, da, dar unul asumat de guvern, s-ar putea stabili exact locațiile în țară unde se pot face fabrici de procesare a grâului și apoi prima fază de procesare în făină și apoi de procesarea lor în diferite produse, inclusiv pâinile congelate. Și vă spun eu, dragi români, că atunci dacă mă avea acele fabrici de procesare, pentru că guvernul ar da bani cu împrumut sau ar garanta pentru împrumut. Dar nu e de voie să da bani, oamenii sunt pregătiți să-și facă singur. Exact, dar îi blochează ca să importăm pâine congelată, lăsați-mă, până din Franța. Imediat, nu știu ideile și apoi domnul Vece. Și băi, vreau să nu vă întreb. Da, da, da. Și atunci putem noi să devenim exportatori de pâine, da? Păi, nu o să vindem numai franzele franțuzească congelată și le dăm la francezi, o să facem și azmă de țăs. Auzit francezii vreodată de azmă de țăs? O facem congelată și le trimitem. Este foarte adevărat. Deci așa se pot rezolva problemele în România. La energie. Păi la energie vă dați seama. De gaz nu mai vorbesc, că la fel se poate stopa export. Și atunci nu mai există prețul gazului românesc pe piața internațională, nu se mai pot face pariuri și prețul scade. Dar problema mare, știți care este, dragi români? La energie. Păi România din exportator net de energie, da, produceam 10.000-12.000 megawatt oră
și necesarul nostru era de 6-7 mii și acum nu mai producem pe asta. Păi vă spun eu de ce. S-au închis termocentralele, s-au închis exploatările de cărbune. Și vă dau numai un singur exemplu, dragi români, cum ne asasinează alte state, cum? Cu asasini economici. Da, da. Da? Și exemplu clar, scurt și concis. Există un ONG foarte mare, european, care și-a înființat și un pui aici, un puișor de ONG în România. Ce face acest ONG? Știți cine, ce a făcut acest ONG? A atacat în instanță autorizația și acordul de mediu pentru noua exploatare de suprafață de huilă din Valea Jiului, unde dacă se dădea drumul la această exploatare, această exploatare putea să asigure din nou necesarul de huilă pentru funcționarea centralei Mintia. Ce se întâmplă acum? Vine ONG-ul și țipă că acolo erau vreo 2-3 cuiburi de vipere, de șerpișoare. Păi domnule, nu putea să luați naiba șerpișoare. Îi ducea un Banat, că trăiesc mai bine acolo, e o zonă perfectă pentru ei. Și dădea drumul la exploatare. Dar ei aveau un interes, dragi români. Știți cine le-a dat bani, milioane de euro, la acești ONG-iști? Ministerul Mediului din Germania, milioane de euro. ONG-ul la Soros, milioane de euro. Comisia Europeană, milioane de euro. Deci, în concluzie e clară. Guvernul german, prin ministerul lui, dă bani de milioane de euro la ONG. Acel ONG vine în România să închidă exploatările de cărbune și termocentralele românești. Bun. Referiți la Mintia, da, în mod special? Da. Și multe altele, nu numai Mintia. Și acum ministerul și nemții ce fac? Păi nemții au redeschis imediat, da, 13 termocentrale. Acum un an de zile au deschis cea mai mare termocentrală pe cărbune din Europa, Datteln 4 se numește, cu o capacitate de 1200 MWh. Și are termen de funcționare până 2038 și acum au redeschis încă vreo 20 de exploatări de cărbune. Hopa! Deci, închide-i tu pe români să nu mai aibă absolut nimic și să vină să cumpere energie a doi. Noi putem să poluăm. Ei să nu poluieze absolut. Ce putem face? Ce putem face? Pe ea. Păi, care e soluția? Haideți să vă explic. Da. În acest moment, da? Se poate printr-o ordonanță de urgență modifica legislația de mediu pentru activitățile care generează energie necesare asigurării securității naționale energetice. Corect. Da? Și prin această ordonanță de urgență putem pentru o perioadă de 6 luni, 12 luni, 1 an până ieșim din criză să putem ca să dăm dreptul autorităților publice de mediu să autorizeze rapid și imediat în 2 săptămâni orice activitate necesară. Și există voință politică pentru asta? Nu. Asta e problema. Păi vă spun eu, n-are cum să existe voință politică pentru că acum, în acest moment că vorbeați de sondaje și de cât e aur sau cutare. Da. Păi a dat Neapcheleanu Chireanu ultimul sondaj și îl punea pe Ciucă și Marcel Ciolacu cam pe același nivel. Da. Și PSD-ul dădea la 37%. PNL-ul la 23%, AUR-ul undeva la 10%, USR-ul la 9%. Nu e adevărat, dragi români. Știți că sondaje plătite, știți bine. Nu, vreau să le fac socoteala. Da. Crede că e pe bune, dar eu am studiat. Da. E pe bune. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că la alegerile prezidențiale au fost 11 milioane de alegători. La alegerile parlamentare în general 7-8-10 și la alegerile de acum 2 ani au fost aproximativ 5 milioane. Am dreptate? Da. 5 milioane de alegători. L-ați întrebat pe Pieleanu, domnul Pieleanu, ia spuneți-mi și mie, că e în sondajul dumneavoastră, eu am aflat imediat, câți oameni spun că vin la vot? 3.300.000. Opa! Păi nenea PSD, tu ai 37% din 3.300.000. Deci mai ai doar 1 milion de votanți. Domnul Aur, ai avut 10% din 5.500.000, acum ai 10% din 3.000.000, mai doar 300.000. Dar domnul Pieleanu a uitat să spună acolo că de fapt mai sunt 2 milioane de cetățeni față de ăștia 3 care au spus, raportat la sondaj, spuneau așa, lasă domne că eu o să merg la vot, dar nu scrie acolo. Și cu cine votez? Cu alt partid? Nu te interesează pe tine. Știu eu cu cine votez și știu cu cine votează. Cu neamul românesc. Și acum, ideea e în felul următor. Ăia 2 milioane când vor veni la vot, pentru că sunt revoltați, că i-au trădat și stânga, și dreapta, și neomarxiștii, și AUR, și toată lumea, da? Păi de raportat la AUR, că am zis că nu mai vorbesc, dar uite, mai spun ceva. Eu, Ninel Pea, în calitate de deputat și secretar al Comisiei Juridice, am depus 85 de proiecte de legi,
24 de proiecte de legi sunt în funcțiune și ajută țara asta foarte bine, pentru că totuși aveam o funcție foarte puternică și în același timp mai sunt la aprobare în Parlament încă 31, printre care și legea mamelor eroine, care e aprobată la Senat, are toate avizele pozitive și stă la sertar, că nu vor să o scoată la, la votat. Da. Bun. Da. Și atunci o să ne trezim că aia 2 milioane fac mai mult decât 1 milion al lui PSD, 600-700 de mii al lui PNL și vreo 300 de mii al lui AUR. Și vedeți că 300 de mii din 5 milioane și ceva nu mai înseamnă 300 de mii de votanți, nu mai înseamnă nici măcar 5%. Și atunci eu vă spun că USR și AUR nu vor mai intra în Parlament. Cu mare drag, acum aștept răspunsul meu. Pentru că acum oamenii au înțeles despre ce e vorba. Și apoi domnul Hurduzeu. Vă rog, domnul Reche. Aveți dreptate, de ce? Noi am trăit vremea în care un ministru al agriculturii a fost schimbat de curând pentru că a vrut să facă niște unități de depozitare a cerealelor în România. Știți foarte bine, adică exact ce acum vorbeam, câtva timp. Spuneam, lucrez în agricultură, că asta e business-ul meu. Foarte mulți producători așteaptă să li se dea voie să producă materia finită, pentru că, dacă vă aduceți aminte, îți dau niște fonduri europene care erau fonduri integrate. Depozitare până la produsul finit. E, la noi s-au spart în România, s-au respectat aceste proiecte în Ungaria, Polonia, țările de lângă noi. La noi în România s-a schimbat. Nu, partea de ecologie. Vorbim de exploatările de cărbune. Dar de ce spuneți decât pentru 6 luni? Pentru că Germania, dacă ne uităm, au aprobat pentru următorii 30 de ani. La noi, oricum, avem o problemă. Cifra calorică a cărbunelui este mult mai mică decât cifra calorică a cărbunelui din Germania. Automat că noi trebuie să consumăm mult mai mult pentru a da cam același randament. Nu, eu vă spun, din punctul meu de vedere, dacă am urmat modelul european din toate punctele de vedere, cam asta, de ce nu urmărim și din asta? Ok, ei produc electricitate din cărbune, noi de ce nu avem voie? Pentru că suntem în Europa. Ei fac asta, pentru să facem că și nu noi. Avem politicieni conducători cu coloană vertebrală. Corect. Toți și-au uitat-o sub pat acasă. Corect. Și acum s-au devenit politicienii muruscă. Ajung acolo este adevărul. Pe sistem. Cupători de funduri, de babete și moși din străinătate de care conduc lumea. Ăsta este adevărul. Nu, așa este, așa este. De ce spun asta? Pentru interese, da? Ajungem la începutul intervenției mele. Toți sunt promovați doar pe un sistem relațional, ca să nu zic de sistem supunere. Vă dai o definiție de supunere. Că toți acești oameni, cum spunea și stimatul nostru coleg de platou, sunt promovați pe sistem de sectă. Se cațără unul pe altul, au început din 1990 să-și crească puii, exact. Au luat vârfurile intelectuale. Am fost deputat și secretarul Comisiei Zile sunt cel care s-au opus tot timpul. Știți foarte bine că la un moment dat în România s-au făcut dintr-un partid două partide să fie când noi, când noi la putere. Adică știi sistemul. Asta este adevărul. Dar eu vă spun... Era normal că de atunci s-a pus bazele acestui sistem. Bazele s-au pus din 1990. Păi da, din 90, pentru că atunci s-a despărțit. Păi uitați-vă dumneavoastră, domnul Reche, eu când văd un userist, că am avut un eveniment de familie și trebuia să ajung neapărat, dar altfel o opream, și am trecut pe lângă un parc și prin parcul respectiv... Deci, am ajuns să-i cunosc pe ăștia spălați pe creier de tipul idiot util, cum le spunea Lenin, da? Dar eu mă scuzați că spun asta de la televiziune, se numesc cretin cu acte în regulă. Ce înseamnă asta? Și atunci pot să-i numesc pe ăștia useriști, pentru că fac parte din... Eu vă dau exemplu concret după aia. Și acum vă spun, o familie, soție, cu 2 copii de 6-7 ani, toți cu mască pe față, afară erau 40 de grade. Dom'le, poți să poți marcă dacă ești idiot, cretin, din naștere. Nu pot să zic nimica. E dreptul tău să faci asta. Bineînțeles, e dreptul tău. Dar, în același timp, nu mai e dreptul tău să ții un copil de 6-7 ani, la 40 de ani, cu masca pe față, pentru că îi aplici rele tratamente minorului. Dacă aveam timp atunci și nu aveam probleme de familie, de rezolvat, coboram, sunam la 112, și acei părinți, eu ceream să-i decadă din drepturi și să-i condamne pentru relea tratamente aplicate. Vă dați seama cât idiotism, cât cretinism pe părinții ăia să pună mască copiilor în parc la 40 de grade la 12 ziua. De ăia trebuie să ne ferim. Vreți să vă dau un exemplu concret? De cretinii neamului românesc.
Da, există și din ăștia. Sau poate nu avea sânge românesc. Da, domnul Duzeu, vă rog, punctul noastră de vedere. Pentru că s-au discutat foarte mult. Domnul Nil Păia a făcut o prezentare a soluțiilor, eu zic că extrem de eficiente, dar trebuie să știu prea guvernul. Da, este foarte bine. Problema e că sunt oameni care nu ne ascultă, adică tinerii de care vorbiți nici nu se uită. Am nepoți, am prieteni, dar la vârsta de 20-25 de ani, oamenii ăștia nici nu se mai uită la televizor. Ei se uită pe rețelele lor de aia și se uită la noi ca la o specie de asta ciudată, așa, neamul român. Nici n-aud, când aud de cuvântul naționalist, de asta li se pare ceva ciudat. Exact, asta e mare problemă. Și asta am constatat că s-a întâmplat din 2000. Deci eu în 2002, deci când, nu, 2008, când a fost criza economică, am scos o carte, a treia forță, cu Mircea Platon. Un intelectual de mare rasă, care acum este șef la convorbiri literare la Iași. Bun. Deci, în momentul ăla, în 2008, cartea a avut, cum să spun, aveam un... priză, o priză, a avut o priză, a fost un impact, adică intenția noastră a fost chiar să scoatem, să lansăm... Pentru oameni care gândesc. Nu. A fost o carte care nu scrisesem ca un exercițiu eseistic, ci ca să pornim o mișcare patriotică, o mișcare suveranistă. Și era o anumită efervescență. Ca să constat, în 2018, când am revenit în țară, că nu mai există acel public. Deci vorbeam la... A dispărut. Acum, deci ce s-a întâmplat din 2008 până acum... Este propaganda este venită exact, de peste ocean. Este exact momentul în care a apărut acest USR. Deci această... Păi dacă îmi dați voi, eu vă dau exemplu. Spuneți, domnule. Eu în Dobroiești, în momentul de față m-am crucit. Întâmplarea este un grup al Comunei Dobroiești, care e lângă București. Și un consilier USR, deci gândiți-mă, noaptea minții, un consilier pe USR, spune că sunt hoți în Dobroiești, dar el găsește să facă un anunț pe grup plătit de USR. Deci el ne anunță un fapt banal, dă niște bani ca să dea în primarul comunei că nu face nimic, el fiind consilier la primărie. Da. Vreau să oamenii trebuie să afle ceva raportat la America și la vizile Schengen. Nu statul american, și vă spun cu subiect verificat, sau bandiți ăștia internaționali, sau neomarxiștii din America, sau CIA, sau FBI, sau departamentul ăsta, sunt de vină pentru că România nu are visa white. Da. Știți cine e de vină? O secundă. Spun după aia. Perfect. Pauză și revenim. Rămâneți pe Capital TV. Sfinte Mucenice Pangratie, te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos, să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune, închinată lui Dumnezeu. Sfântul Mucenic Pangratie este întăritor al credinței, ocrotitor de mari vrăjitorii și farmece și grabnic ajutător al celor aflați în deznădejde. Sfântul dorințelor stinge mărturiile mincinoase, arată dreptatea și adevărul, aduce bunăstare vieții și sănătate trupului și sufletului. Sfânta icoană aduce bucurie în locul întristării, iar cei care l-au luat pe Sfântul Pangratie drept protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Cu drag te cinstim, Sfinte Pangratie, în fiecare an, pe data de 9 iulie. Cei care îl doriți pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor al casei dumneavoastră, îl puteți avea sunând la 0766 536 536. Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al Părintelui Emilian. Tocmai pentru a păstra bucuria în suflet și a o dărui și celor dragi, puteți acum cumpăra cele patru cărți ale Părintelui. Te iubesc,
cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești? Tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți vor schimba viața. Sacroterapia. Enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei tale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră, prezente și viitoare, și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet, veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șansa celor care o caută să o primească? Nimic nu este întâmplător, nici întâlnirea cu Părintele Emilian prin cele patru cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0764-99-99-99. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Paduden Rapid Forte combate rapid durerea de cap în numai 15 minute și are efect de până la 8 ore. Padurere, Paduden Rapid Forte. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Să aveți bucurie sufletelor dragi. O emisiune de suflet pentru oameni cu suflet. Vă invit în fiecare sâmbătă seara, începând cu orele 20, la emisiunea Aducător de Bucurie, unde vă voi vorbi despre binele, despre bucuria, despre tristețea, despre binecuvântarea și despre încercările vieții noastre. De asemenea, veți putea urmări în reluare, duminică dimineața, începând cu orele 8, aceeași emisiune
care sper să vă hrănească sufletul și să vă aducă multă binecuvântare. Bună, mă numesc Perjelena Mihaela, iar eu, împreună cu Capital TV și Fabiana Vuță, vă invităm în fiecare sâmbătă și duminică, la ora 14, la misiunea Tine Talentați, unde vor fi invitați soliști, instrumentiști, dansatori, chiar și actori. Aceste tinere talente vin în fața dumneavoastră pentru a vă ridica bună dispoziție într-un spectacol inedit de divertisment. Vă așteptăm cu drag să ne urmăriți! Bună, mă numesc Perjelena Mihaela, iar eu, împreună cu Capital TV și Fabiana Vuță, vă invităm în fiecare sâmbătă și duminică, la ora 14, la misiunea Tine Talentați, unde vor fi invitați soliști, instrumentiști, dansatori, chiar și actori. Aceste tinere talente vin în fața dumneavoastră pentru a vă ridica bună dispoziție într-un spectacol inedit de divertisment. Vă așteptăm cu drag să ne urmăriți! Am revenit în platoul Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în politică, deșteptarea neamului românesc, alături de invitații mei speciali, Ninel Pea, președintele Partidului Neamul Românesc, Gabriel Ureche, președintele Organizației Partidului Ecologist Român, sector 2, și domnul Ovidiu Hurduzeu, membru fondator Liga Distributistă Ion Mihalache. Pentru că în prima parte domnul Ninel Pea n-a avut timp să-și ducă la sfârșit explicația legată de, eu știu, anumite aspecte Visa pe care întâlnit, pentru români și, în America. Și mai ales cine de Schengen și prioritățile politice externe care nu prea există, ca să nu mai discut prea mult, fiindcă trebuie neapărat să las invitații să-și exprime punctele de vedere. Domnul Ninel Pea. Da. Imediat. Spuneam în prima parte a emisiunii că românii nu au dreptul să meargă fără vize în America și suntem singurul stat din Uniunea Europeană care nu are acest drept, cu toate că tratatul dintre Uniunea Europeană și America obligă Statele Unite ca să ne ofere acest drept. Nu avem din cauza unor grupuri de români din Statele Unite. Deci există în Statele Unite, în comunitățile de români, acei așa zis și idioți utili și o să explic. Da, ca să nu jignim pe cineva să nu se la creadă că e o jignire, da. Care consideră că dacă s-ar da dreptul la liberă circulație pentru români în Statele Unite, i-ar face pe ei de râs. Deci acelor români le rușine cu românii din țară, cu mama lor, cu fratele lor, cu vărul lor, cu neamul lor, cu neamul românesc. Le rușine cu neamul românesc. Și atunci aceste grupuri de români și aceste
organizații de influență politică în mod general merg și strecoară veninos la urechea politicienilor americani și oficialilor americani, mai ales din Departamentul de Stat, din Congres și din Senatul American, că nu este bine să dea visa waiver pentru români, pentru că românii încă nu sunt civilizați. Am asistat la o asemenea discuție la 70 aniversare a înființării Națiunilor Unite la New York. Am asistat la asemenea discuții la Washington când am fost la o întâlnire la Fondul Monetar Internațional și am avut întâlnire cu Christine Lagarde, dar nu ca reprezentant al României, ci ca reprezentant al adunării parlamentare a Mediteranei. Și ar trebui cu toții să începem să strigăm către frații noștri care au plecat de mult peste ocean să ne susțină drepturile noastre pe care le avem în baza tratatelor. Cred că dacă nu se vor cuminți acele personaje care fac rău românilor, se consideră zei printre norișori pe Cogaion și noi muritorii de rând undeva departe, o să le fac public numele și am deja o grămadă de înregistrări cu declarațiile lor. E adevărat, când erau la un șpriț, la diferite cocktailuri prin Statele Unite, pentru că ne pricepem la asta, având în vedere pregătirea mea de 30 de ani și relațiile mele la nivel internațional. Am înțeles. Și acum, ca să nu se simtă cineva jignit, domnul Huruzac, ce înseamnă termenul de idiot util? Termenul de idiot util, pe care îl folosesc foarte des pentru că sunt mulți pe acest tipic, l-a inventat Lenin. După Revoluția Bolșevică din 1917, existau foarte mulți intelectuali de vază, unii chiar notori la nivel internațional și toată lumea îi respectă, scriitori, jurnaliști, oameni de afaceri, care își beau cafeaua, de exemplu, cei din Franța, pe Champs-Élysées dimineața și mâncau fursecuri franțuzești și pâine franțuzească cu somon fumé și lăudau și făceau lăudau beneficiile Revoluției Bolșevice și cum se va trăi atât de bine în Rusia, după Revoluția Bolșevică. Și atunci Lenin, într-o plenară a Comitetului Central al Sovietelor, spunea în felul următor: nu trebuie să ne gândim că nu o să, că o să ne pune piedici Occidentul, pentru că există acolo destui idioți utili care fac gratuit apologia bolșevismului. În acest moment, avem de-a face, de exemplu, în America, cu destui idioți utili români care ne denigrează peste tot. Dar asta nu se întâmplă numai în America. Se întâmplă și în toată Europa. Deci, cum a plecat un român și mai ales cei intelectuali? Asta este marea problemă. Merg acolo, dacă știe el franceză și engleză și începe să fie în câteva cercuri, da? Crede că ei îl bagă în seamă și e marele șmecher, începe să se denigreze frații, sângele și neam. Și ideea este, în general, da, trebuie să pornească de undeva și elitele noastre, așa zise, cu asta încep. Cât de rău era în România și ce deștept suntem noi că am plecat afară. Exact. Cum, deci, asta este marea problemă și cred că dumneavoastră, dacă ați stat 30 de ani de zile în America, cred că ați auzit măcar de aceste subminări ale idealurilor naționale. Și ca să închei, da, politicienii, ca să închei această, da, frază, că, da, politicienii nu mai au coloană vertebrală, s-au vândut cu totul și acest pământ românesc încă tremură de oasele strămoșilor noștri. Oasele strămoșilor noștri ne cer să avem grijă de țară, de noi, de copiii noștri. De ce va să vină peste 1000 de ani? Corect. Domnul Huduzeu. Da. Nu cred că... 30 de ani în America noi, simțit, da, o astfel de atitudine? Nu, n-am simțit. N-am simțit de, adică de românii contra românii. Este adevărat. La nivel individual, sunt mulți care gândesc așa. Adică au plecat din țară, fiindcă n-au mai suportat. Și un român ajuns, da, în exil este, cum spune americanul, by default, adică automat e mai deștept decât unul rămas în țară. Dar nu am întâlnit organizații
adică o chestie organizată care să denigreze România în sensul de a spune americanilor de a face lobby în Congresul American. Nu public, totul se face la nivel individual, subliminal, prin relații personale. Da, dar atunci chiar sunt rău intenționați și au agendă. Și fac rău. Nu o fac numai din orgoliu și să spun că nu... O fac pentru că, am spus mai devreme, sunt idioții utili. Da, idioții utili. Și de ei ține, ca și aici. American, sunt idioți utili ai cui? Idioți utili ai cauzei neomarxiste care conduce acum lumea. Adică urmașii bolșevici. Poate sunt români numai cu numele, poate sunt de altă etnie. Nu știu. Eu mai spun și alta. Am două registrări cu români pur sânge. Unul este din Maramureș și unul este... Da, poate să fie, dar nu cred că e atât de influent. Iar dacă americanii ar fi vrut să ne dea viză, ne dădea viza a doua zi. Adică e clar. Nu țineau dacă cont de nici de un loc. Atât de mult se influențează. Lobby-ul românesc este extrem de slab. Așa de mult se influențează, pentru că spuneam mai devreme că am fost la Washington, când eram deputat, în calitate de șef al delegației României Adunare Parlamentare, nu reprezentând România, ci reprezentând această adunare. Că... Ce am făcut eu ca deputat? România, neavând deschidere la Marea Mediterană, era membru asociat, nu avea drept de vot la această mare adunare și cea mai puternică organizație ONU, ca să ne înțelegem, unde se discută și se stabilesc foarte multe lucruri. Anglia, de exemplu, nu e membru cu drepturi depline, chiar dacă are Gibraltar. Anglia se chinuie de 20 de ani să devină membru cu dreptul de pline, adică cu drept de vot, și eu în acea perioadă, prin discuțiile pe care le-am avut, prin atitudinea mea, prin felul în care am făcut România cunoscută și iubită... Prin diplomație parlamentară, clar. Diplomație parlamentară, am reușit în mai multe întâlniri la Roma, la Caserta, la Palatul di Reggio, din Caserta la Napoli, la... în Albania, la Tirana, unde am avut discuții cu prim-ministru inclusiv al Albaniei și inclusiv al Israelului și inclusiv al țărilor din maghrebiene, pentru că erau foarte... și voturile se împărțeau. Fiecare era asociat cu fiecare. Și am reușit și primind sprijinul lui domnul Sergio Piazzi, secretarul general al organizației, și mare senator, ca România să devină membră cu drepturi de pline. Deci care este concluzia? Concluzia este că România, dacă are oameni patrioti, asta poate să negocieze multe lucruri. Exact. Deci, dar ei primesc, conducătorul nostru primesc to-do list-ul și vă spun eu cum mergeau. Și eu am primit to-do list de la guvern sau de la Ministerul de Externe. Și dădeam cu el în cap. Cum îmi dai tu mie to-do list? Vă mai dau un exemplu de așa zisă susținerea statului român. Păi eu minel pe ea. Merg în delegație la Caserta. Avionul era numai până la Roma. 200 de kilometri până la Caserta. Și tu, ambasadă, secretarului Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, șeful delegației României la adunarea parlamentară, nu-i pui la dispoziție o mașină de la Roma la Caserta? În momentul în care, după ce m-am certat cu ei, bineînțeles că ei, când am ajuns la aeroport, m-am trezit acolo cu un șofer de la ambasadă și cu o mașină, bună ziua domnul Peia, da, dar eu deja vorbisem cu președintele Confindustria, cea mai mare organizație patronală a Italiei, care reunește 1 milion de micro-întreprinderi și 5 milioane de lucrători în industria italiană, era organizatorul acestei întâlniri a adunării parlamentare mediterane la Caserta și mi-a pus la dispoziție limuzină și l-a dus și l-a întors. Asta înseamnă să fii domn și să respecti funcția unui demnitar al statului român, da? Și ce făceau bandiții de la externe sau de la parlament sau au venit la ministere? Veneau cu documentele. Păi erau bandiți, îmi dădeau mie to-do list-ul. Asta trebuie să vorbești. Da, asta nu se face, că diplomația parlamentară n-are. Deci toți parlamentarii primesc asta, toți miniștrii primesc asta și ei merg acolo în vacanță și semnează și vând România fără să citească contractul. Trădători de neam și țară. Am înțeles. Sunt recunoscute toate ambasadele astea, sunt pline de, încă de pe vremea lui Ceaușescu, erau pline de securiști care nu fac nimic și... Fac bani. Pe vremea lui Ceaușescu făceau ceva. Fac bani, credeți-mă. Fac bani. Pentru ei. Erau mult mai devotați. Securiștii pe externe. Erau mai devotați și erau competenți. Au banii și au predat România, nu aia pe intern. Totul s-a schimbat în sistemul extern cu 2 ani înainte de a-l împușca pe Ceaușescu. De atunci s-au schimbat mentalitatea securiștilor din afară. Până atunci, toți cam trăgeau cu țara. Păi, da,
Dar după când... care a venit momentul Talpeș, când tot ce aveam oameni pregătiți au fost vânduți. Da. Și a început declinul României. Din momentul în care bun. Talpeș a dat tot ce înseamnă agenții acoperiți, care chiar Talpeș au adus ceva ceva României. Talpeș, Talpeș ne-a vândut agenții către străini. De atunci a început decăderea României, pentru că noi n-am mai avut unde la un moment dat serviciile da, când de a informații externe ale României erau privatizarea securității, că asta e, că au acum bani și lucrează pentru ei, deci asta este. Știu de în loc să lucreze bani pentru stat. Da. Eu n-am nimic, trebuie să fie, avem servicii... 96 încoace a început toată nebunia. Trebuie să avem servicii puternice, dar să lucreze pentru noi, domnule, pentru popor, nu pentru ei. Ușor, ușor să destructureze sistemele noastre. Bun, domnul Uduzeu, haideți să vedem ce zice. Care sunt soluțiile? Da, după ce a câștigat Convenția Democratică, deoarece era compusă din cei care erau deja în sold a unor entități asociative externe străine, s-a început distrugerea economiei române. După care a venit sistemul CNR. Da, domnul Uduzeu. Deci, haideți să vedem ce facem, fiindcă, uitați, am primit chiar, dacă vă uitați pe Facebook, zice, doamne, oamenii nu mai au încredere. Zice, bine, vorbiți foarte bine, foarte bine, dacă nu ajungeți la putere, iar o să faceți ca ăștia și nu știu ce. Nu, noi nu suntem și păi, eu și domnul Pea, am interacționat puțin cu aurul, știm ce înseamnă, vorbea, am fost păcăliți odată. Eu vreau să spun care e percepția generală, deci putem să fim noi zei. Putem, oamenii nu mai au încredere. Aveți dreptate, dar deci, uitați-vă, nu mai există un partid care să ultimul mai poată experiment să... experiment din România a fost aurul. Bun. Cu atât mai mult că încă o dată aurul i-a dezamăgit. Au fost păcăliți. Atât eu cât și domnul Păia, că cunoaște cât de cât fenomenul... Cu răbdare cu tenacitate vom reuși să ia eu vreau să vă spun pentru acest politic al neamului românesc. Deci dacă nu facem, nu ne unim toate forțele patriotice, suveraniste, cum vreți, naționaliste, cum vreți să le spuneți, nici cuvântul naționalist, nici cuvântul naționalist, nu să ne unim, nu să ne unim, să facem o mișcare populară. Dar ne-am prădat, da? În mișcare nu stați merge, puțin, nu, sub nicio formă. Puțin, oamenii puțin s-au săturat de mișcarea populară, de mișcarea Lupește, Prăjiță, sunt săturat de mișcarea partidul cum? Că sunteți familiar, sunteți familiar cu... Este nevoie de o convenție. Corect. O convenție corect între toate forțele naționale creștine și conservatoare. Și credeți-mă că am experiență de 30 de ani în politică. Mai mult de atâta sunteți. Nimeni nu poate stânga, să mă înșele pe mine românesc, că ele naționalist sau iubitor de neam și țară. Că îl simt și în același timp dau drumul la câini, în ghilimele de rigoare. Îmi sunt prietenii și colegii de partid și dacă până mâine nu am o analiză de tip OSINT pentru fiecare persoană vreau să care interacționez... Problema e ce facem de acum încolo. Voi știi mai multe decât știe el. Suntem în 2022. Da. Am depășit jumătatea anului 2022. În 2024 sunt alegerile deja. Da. Vom câștiga ce alegerile. Ce facem de acum încolo? Dar cine cum? Care vom câștiga? Ce facem cine din toamna asta? Ce faceți dumneavoastră? Neamul românesc. Pe cine păi nu vă faceți, nu vă supărați, dar vă faceți propagandă. Deci tot ce a spus până acum, care foarte bine, în momentul în care a spus că câștigăm noi. Cum adică noi, dumneavoastră? Nici nu n-o să câștigați 1%, vă spun eu. E regulă. Dumneavoastră, hotărâți? Nu, cu cea mai bună intenție, dacă nu ne unim niciun partid. Da, niciun partid. Să discutăm problemele stringente ale unei idei. Dați-mi voi o secundă. Eu vă spun așa. Eu am candidat din partea Partidului Ecologist la Camera Deputaților la Sălaj. În acea nebunie de alegeri, să spun așa, unde domnul Pea, dacă nu știți, a avut 5 parlamentari neamul românesc. Dar datorită situației legislative și a calității oamenilor pe care i-a promovat, nu are niciunul. Haideți să vă explic că oamenii nu știu. Eu puteam să candidez în cele 15 minute care au fost votate. Puteam să fiu și întrebat de ce n-am făcut-o. Și au fost două considerente pentru care nu am candidat. Unu, dacă vă uitați în Polonia, Partidul PiS, Partidul Lege și Justiție, condus de Kaczynski, Kaczynski a condus partidul timp de 8 ani de zile fără să aibă nicio funcție în statul român. Atunci a luat acel exemplu că nu trebuie să inventăm roata. Găsim exemplu în toată lumea să conduc un partid național creștin și conservator fără să am o funcție politică în stat, fără să mai vine cineva să-mi pună coasta ceva în coastă. Și atunci puteam să conduc, să am timp de partid și de politici și programe publice și puteam să pun și Kaczynski a pus 2 președinți de țară și 3 prim-miniștri. Abia acum, anul trecut, a intrat și el deputat
da? Fără niciun fel. Deci din cauza asta n-am candidat, că puteam să fiu. N-a și acum, asta. Haideți să discutăm, să lăsăm politica asta. Oamenii așteaptă de la noi soluții, exact, și probleme. Asta e. Eu vă mai spun o problemă, dacă nu știți. Foarte mare, că aici e problemă, deci tot cu americanii. Avem o mare problemă cu ei. Stați puțin. Ce facem, domnule? Cum unim forțele astea? Că asta e problema, nu problema neamul românesc. Pe oameni discutăm, deci, aici. Pe oameni nu interesează. Cui? Pe oameni nu interesează cum se unesc forțele astea. Pe forțele astea adică? Discută în fiecare zi, negociază și există, cum stă și dumneavoastră, o mișcare, un ONG neînființat, dar este informal. Există foarte multe mișcări, ONG-uri, informale, exact, sau neinformale, exact, care au venit către noi pentru că au găsit în Partidul Neamul Românesc un proiect politic decent, un proiect politic care e vertical, și am început discuțiile și, bineînțeles, cu mulți dintre ei am ajuns la o concluzie. Bun. Deci fiecare avem câte un, deci fiecare, da, partid, partiduleț, mișcare are câte un program, da, politic. Nu, și atunci ce facem? Deci, oamenii, deci nu vă luați partid, partiduleț, acelea sunt SRL-uri. La noi se face politică. Și o diferență totală. Eu nu v-am zis, eu am zis în general. Deci nu, păi da, dacă puneți în general, nu vă găsi partidul Neamul Românesc din asta. Gândiți-vă că la alegeri, ultimele alegeri, noi, Partidul Ecologist, am avut o alianță cu mai multe partide. Știți ce a însemnat? Tot noi. Păi, eu aș desfința toate partidele până la urmă, frate. Desfințați-le și atunci suntem într-o dictatură totală, da, pe față. Nu. Știți, nu, ce înseamnă să ajungi la unul. Pe oameni nu interesează asta. Pe oameni interesează problemele ce vor veni și vreau să le dau acum o știre foarte gravă. Am discutat cum putem să rezolvăm problemele de scăderea prețurilor la alimente, la energie, da? Pentru că la iarnă oamenii nu vor avea, va fi mai cald afară decât în casă. Corect. Ăsta e adevărul. Ministrul Virgil Popescu a spus deci, românilor că vom avea căldură. Deci vă, da, anunțat deja. Plătește el de la OMV. Acum ascultați-mă cu atenție, pentru că e foarte important ca oamenii să înțeleagă ce pericol pașe România și e foarte... foarte rapid. Bun, acest avem, pericol. O să fie 30 de candidați de, la nu discutăm acolo de politică. Ajungem acum și acolo. Să discutăm de problemele țării. Care e pericolul care ne... Deci este pentru un paște din punct de vedere al domnului Pea. Din punctul meu de vedere. Dumneavoastră, da, discutați politică, eu discut proiecte, programe și arăt oamenilor care sunt acele pericole și le spun și care sunt soluțiile să ne ferim de ele. Bun. În acest moment, dragi români, trebuie să știți că acel ministru sinistru, Virgil Popescu, care ne-a nenorocit cu aceste prețuri la energie, la gaz și așa mai departe, și cu guvernul trădător de Neam și Țară Ciucă, au semnat un memorandum cu Statele Unite. Corect. Ca să vină o companie no name, no scale se numește, sau no scale, ceva de genul acesta, nici nu mă interesează, că pot să fie acționar din toată lumea. Și această companie spune că face reactoare nucleare modulare. Care problema nici măcar nu sunt testate. Deci imediat. Astăzi vă spun, da, imediat toată vreo. Deci nu vreau să mă gândesc. Acum, statul român îi dă unei firme, fără niciun contract, fără nimic, care n-a mai construit niciun reactor de genul acesta. Și abia astăzi au dat o autorizație americană că ar fi sigure, adică astăzi. Dar până acum nu le-au dat, de vreo 10 ani de când se chinuie, și buget, să construiască la ei acolo. Lasă-mă că oamenii o să pierdă problema. Eu, da. Și guvernul României a dat odată 9 milioane neaciucă, da? Măciucă, a mai dat încă 5 milioane. Bine, să nu mai jignim. Așa e vorba românească. Domnul Ciucă. Ce? Da. Așa, cum o fi? Da. Păi acum, dacă nu președintele Republicii nu e al meu, nu-l recunosc și pot să-i zic normal, cum îi zice tot poporul, dulapul de la Cotroceni, pot să-i zic. Păstrăm, da? Să mă dai judecat. Nivel cât de cât. Bun. De ce? Să nu și acum, au venit aici acești americani, au cu banii de la guvernul României, ca să înțelegeți, să facă studii. Studiile astea, adică studiile astea le-au făcut cu nuclear electrica și au stabilit ei că la Doicești, la 80 de kilometri de București, pe locul fostei termocentrale de la Doicești. La Doicești a fost prima termocentrală construită în România în 1950, ca să știți, dragi români. Și acolo, la Doicești, vor să amplaseze 6 reactoare nucleare modulare, adică reactoare mici, care vor produce, am înțeles, vreo 500 de megawatt-oră toate 6. Problema se pune în felul următor. Astea costă vreo... Acum vorbesc partea financiară, după aia vă spun pericolul care există pentru sănătate și pentru țară. Costă vreo 7 miliarde de dolari. Și zice guvernul României că va plăti el aceste... Opa, păi stai un pic. Și după aia vine... Și guvernul României, nu avem bani. Și atunci vine cu banca de import-export a Americii,
lângă, din America, lângă Los Cailos, da? Și spune, las că vă dăm noi guvernule bani, adică guvernul nici măcar nu va vedea banii, că îi dă direct firmei ăștia, asasini economici, da? Ca să facă niște reactoare. Da. Păi da, stați un pic, domnul Ciucă. Păi nu suntem în economia de piață. Orice companie privată vine, dacă are o tehnologie, își cumpără un teren, își face studiile, primește aprobările, cu banii lui se împrumută, face reactoare nucleare și apoi vinde energia și are profit. Dumneata, ce faci? Dai firmei ăștia 7 miliarde de euro, împrumutați de la tot o bancă de acolo, prietenă cu ei, da? Și cine operează? Tot ea operează și noi nu o să luăm nimic. Numai pe ideea că o să fie energie pe aici. Nu o să fie absolut deloc energie. Lăsați-mă să trebuie. Acum, marea problemă. Domnul Rotaru, fostul șef al Nuclear Electrica, care este expertul Agenției de Energie Atomică de la Viena, de 25 de ani, a declarat cu subiect și predicat acum două săptămâni că aceste tipuri de reactoare nucleare nu rezistă la 6 grade la un cutremur. Corect. Bun. Ne mai spune domnul Rotaru, care e un specialist, că acolo la Cernavodă cele două reactoare nucleare în funcțiune sunt pe un sol care are calcar. Da. Solid. Aici este o mare problemă la Doicești. Corect. Aici e cărbune sub, să înțelegeți. E cărbune și gaz. Acum, doi cercetători, de fapt nu doi, mai mulți, de la Universitatea Stanford, Statele Unite și de la British Columbia, au venit cu un studiu, acum o lună zile, prin care au demonstrat, da, sunt publicate în Stanford News, e publicat acel studiu prin care aceste reactoare nucleare mici, aceste reactoare nucleare modulare, nu sunt sigure și produc plutoniu radioactiv, la care se înjumătățește radioactivitatea abia în 10.000 de ani. Că aceste reactoare nucleare, modulare, vor folosi diferite concentrații de substanțe chimice, pentru că e o diferență mare între reactorul nuclear de la Cernavodă clasic, care folosește combustibil nuclear clasic, și aceste reactoare modulare mici folosesc combustibil nuclear de tip plutoniu îmbunătățit. Problema mare este, păi domne, îți dau voie să faci cu banii tăi, dar unde naiba duci plutoniul ăla și rezidu care se... Nu s-a care făcut un studiu de mediu până acum, nu există. Știți unde vor ei să-l ducă, dragi români? Să-l bage în minele de lângă Doicești, la 5 km, pe malul râului Ialomița și am terminat cu totul. Dar, deci există două probleme. Păi ia-ți, domne, deșeul radioactiv, ia-ți-l acasă în America. Pune-i lui Biden la Casa Albă, dar nu ne aduce la noi acasă, deși plătim, ne plătim moartea neamului românesc. Vă dați seama că dacă un reactor explodează la 80 de km de București, s-a distrus tot și București și absolut tot. Doi la mână, dragi români, haideți să înțelegeți. Păi dacă pentru o groapă de gunoi, legislația de mediu europeană, și eu sunt specialist în asta, că eu am transpus-o în România și am și activitate în domeniu, experiență, spune că trebuie să ai cel puțin 1000 de metri față de prima casă de locuit, această fostă termocentrală de la Doicești e chiar în mijlocul satului. La o rază de 700 de metri, pe o rază de 700 de metri, trăiesc 5.000 de oameni. Și ce facem noi acum? Ce facem cu acele substanțe periculoase? Ce facem cu acest plutoniu, deșeu de plutoniu radioactiv înalt? Îl băgăm în mină? Păi poate să duce protecția respectivă. Punem un capac de beton, ceva? Dar dacă vine un cutremur, că din 7-7 până acum, cam ne apropiem de marele cutremur. Da. În momentul acela, pământul de dedesubt, fiind pământ de mină, e cărbune de la cuilă, da? Ăla imediat se poate surpa. Și în momentul acela o să vedem cel mai mare dezastru care va întrece de 100 de ori. Dezastru de la Cernobâl și dezastru de la Hiroshima și Nagasaki. Corect. În acest moment ne plătim cu banii noștri moartea și trebuie să avem grijă de copii. Dar le amintesc acestor asasini economici, bandiți internaționali, că nu vor reuși. Nu vor reuși pentru că ei trebuie să aibă evaluarea impactului de mediu. Și eu, Ionel Pe, am fost cel care s-a ocupat din spate ca Roșia Montană să primească acel acord de mediu, prima dată l-a pus, și apoi avizul de mediu și apoi autorizația de mediu. Mă voi ocupa și aici, în mod special, pe procedurile legale, juridice, pe lege, că eu am făcut-o. Eu am făcut-o, știu și fiecare virgulă și punct, și nu veți putea autoriza, nu veți primi avizul. Și te somez, domnul Ciucă, să nu dea dracu,
să semneze un contract cu ăștia. Să nu semneze. Să nu semneze că el va obține autorizația circulatorului, că atunci bandiții ne vor da judecată cum ne-a dat Rusia Montana, că ei au pierdut nu știu câte miliarde. N-au pierdut niște, da, n-au pierdut niște miliarde. Deci Ciucă le dă niște bani. DNA, alo, DNA, unde ești? Du-te la Ciucă că a dat niște bani așa din buzunar. A zis că are de la el, la cafe, unui SRL din America. Păi fac și eu, domnul Ciucă, un SRL, acum, cu domnii colegi de aici, și dați-mi și mie 15 milioane de euro și vă garantez că mâine am întâlnire cu prim-ministru Coreei de Sud și cu prim-ministru Japoniei și aduc tehnologie mai bună cu expert de acolo fără niciun fel de problemă și după aceea construiesc aici, dar nu reactoare din astea care sunt o tehnologie așa, acum. Și o să aduc reactoare de alea mici, dacă vreți mici, aduce mici, reactoare pe care se pun pe... pe submarină nucleare, că sunt sigure, reactoare care se pun pe portavioane, da? Punem 100 din alea mici, fără niciun fel de problemă, că rezistă și nu mai avem niciun fel. Cum să ne dăm măsură 7 miliarde din banii noștri? Ne plătim moartea. Deci, este foarte adevărat ce spuneți. Dar, în momentul în care, deci relația noastră cu Statele Unite ale Americii, vă spun eu care sunt cetățean american, este una, nu de slugă, este una de sclav. Este vorba de sclav. Amintiți-vă că problema cu gazele de șist. Deci dacă americanii nu renunțau de la ei, au plecat ei, noi îi lăsam să umple toată țara de gazele de exploatări de gaz de șist, care era o nenorocire. Erau, cum să spun, eu trăveau toate... Statul îi lăsa, nu i-au lăsat oamenii și au dat seama că nu vor obține avizul de mediu și acordul de mediu niciodată. Dar în general au plecat America. Au vrut și în Polonia și au renunțat, fiindcă au văzut că Europa nu era locul, nu era America. America e complet diferit. Deci, orice ne spun americanii, dacă americanii azi ne spun, băi, duceți-vă, gata, de mâine intrați în război cu rușii. Noi zicem, da, ne ducem la acolo, în Donbass, ca să ne faceți bucăți. Mâine faceți, uite, cum ziceți dumneavoastră, băgăm aceste micronucleare, care e experiment, nu s-au experimentat. Deci ei vin aici, nucleare, modulare. Da, modulare. Experiment total. Nu a acceptat Polonia, nu a acceptat americani. Nici insulele Marshall, unde au fost, cred că n-au acceptat. Am acceptat. Probleme. Deci, noi trebuie să tratăm. Noi trebuie să tranșăm foarte bine relațiile cu partenerii noștri, cu aliații noștri, cu Uniunea Europeană. Cât putem să fim? În momentul de față, domnul Rechi, acum întâmplarea face câtva timp, discutam cu cineva care e întâmplător, vremelnic, cum se spune, este prin arcul guvernamental și spunea, noi ca și act guvernamental ne dorim să trecem la statutul de slugă. Că o slugă îi asigur condițiile minime, adică avem un salariu la medie europeană, sunt multe beneficii. Doar prin asta. Dar și așa este greu. Vă spun altceva. Până când nu ne vom da seama ce fel de oameni alegem, degeaba vorbim că noi... Nu este greu, domnul Reche. Câțiva oameni care știu să apese pe butoane și să negocieze, atunci rezolvăm. Domnul Ponta cu domnul Tuc, am ascultat-o, m-am șocat. Da. Nu, spus. Și domnul Ponta a vândut țara la mezată atunci în interesul lui. Abia după ce l-au căutat ăia de la DNA, atunci s-a trezit și ea. Vreau să vă spun. Deci noi putem să vorbim asta la domnul Titi Sultan, da? Nu puteți să vorbiți astea pe Antena 3, unde sunt milioane și milioane. Nu puteți să vorbiți asta la realitatea. La acolo trebuie să vorbești cu realitatea. Dar nu să fiți invitați. Deci problema este și mass media, populația nu știe. Se vorbește și la alte posturi, dar... Deci eu vă spun, Antena 3 este un post care eu cel puțin am fost invitat de câteva ori, am refuzat să mă duc. La realitatea vorbești oricând, orice... Pentru că la România de statului paralel se tot discută acolo. La România TV la fel. Da. Știți care este? În momentul de câtva timp încoace televiziunile, chiar dacă sunt cu spuneți noastră, totuși au început să fie români adevărați în ele. Și românii și-au dat seama, acum n-am ce să fac, îi fac reclamă domnului Peia, că neamul românesc e mult mai important decât toate vorbele de răspund. Vedeți, neamul românesc stă pe limba noastră a tuturor. Înțelegeți? Ca să facem și o glumă, că poate s-au concentrat prea mult dragii noștri frați români.
Știți că în Piața Victoriei, când erau demonstrațiile, ziceau Plăcuță suedeză PSD. Merge Plăcuță suedeză USR, merge Plăcuță suedeză PNL, dar Plăcuță suedeză Neamul Rău nu prea merge, că îți dai cu Plăcuța în cap. Am înțeles. Corect. Și știți cum este tot din... Deci e, așa tot că nu puteți să ziceți al energiei, da. Spunea că va fi ca la iarnă. Corect. Stăm în colțul apartamentului că-s 90 de grade și am rezolvat problemele. Da. Până acolo am ajuns românul, încă nu și-a pierdut umorul. Aș vrea să-l întreb pe realizatorul nostru. Vorbim de energie. S-a făcut chestia aia cu centralizarea energiei la nivel european și spun, băi, români, Uniunea Europeană ne spune, voi trebuie să ne dați și nouă energie, că aveți prea mult. Francezii au refuzat, noi de gazul. Zis, da. Românii au semnat. Imediat. Deci imediat au semnat. Dar eu vă spun, statutul de sclav... Nu, se traduce prin conducători. Vă dau un exemplu foarte clar raportat ce s-a întâmplat de Parlament. Cu votul pentru aderarea, pentru intrarea Finlandei în NATO. Finlanda-Suedia, păi, da. Dragi români, știți cum ne-au vândut nenorociții ăștia care ne guvernează? Și, de fapt, bine, toată alianța. Să nu-i jignim chiar pe toți. Incompetenții, nu? Ideea este în felul următor. Da. Această Finlanda... Da, știu situația. Pentru că e o țară nazistă. Asta a fost tot timpul. Da, a fost. Se vedeți în aeroport, da, și în pace. Această Finlandă a votat împreună cu Olanda tot timpul împotriva intrării României în Schengen. Știu. Asta fac de 12 ani. Și acum când Finlanda a vrut să intre în NATO, prima țară care a sărit noi, a votat România. În Parlamentul României, trădător de neam și țară, ca Finlanda să intre. Nu puteau și politicienii noștri să facă ce face Erdogan. În NATO nu poți să intri. Nu poți să intri fără un vot unanim al tuturor membrilor NATO. Și Erdogan a zis, îmi faceți aia, îmi drăgeți aia, nu mai țineți teroriștii acolo. Și așa sigur, ia și beneficii economice. Sigur. Și atunci o să votez. Eu dacă eram prim-ministru, știi ce ziceam? Bă, dragi finlandezi, vă așteptăm cu mare drag. Domnul președinte, săptămâna... Dar numai când votați... Și România este în Schengen, a doua zi votez și eu. Vă pup pe portofel. Săptămâna trecută, fiind la Istanbul, primul beneficiu economic care l-a primit Erdogan a fost undeva la 3 miliarde pentru centrala aia mai mare de vrea să o facă. I-a și primit. Da. De săptămâna Erdogan... mare știre pe toată presa în Turcia că vin banii pentru centrală. Domnul Ninel Pea, pentru că subiectul este deșteptarea neamului românesc. Întrebarea mea este... Ce faceți ca să deșteptați neamul românesc ca în 2024 să vină până la urmă la vot din măcar 30-40% o să vă surprind. Din cei 67% o care n-au votat? Să vă surprind. Vă rog. Neamul românesc s-a deșteptat. Cum îl deșteptăm? S-a deșteptat. Să vină și la s-a vot. S-a deșteptat în anul acesta foarte mult, numai că nu arată pe față. E vorba aia românească, explodează mămăliga. Nu, neamul românesc nu mai vrea să explodeze. Nu mai vrea să se afișeze. Să neamul românesc. Acum gândește. Neamul românesc acum se uită și analizează. Vă garantez că vor mătura cu aceste partide care există în Parlament, vor mătura, le vor sărea fulgii, vor rămâne de nimic. Va fi o revoluție a conștiinței naționale la alegeri următoare, ceva ce nu s-a mai văzut în România niciodată în ultima sută de ani. Din acel moment, având în vedere redeșteptarea conștiinței naționale, când Partidul Neamul Românesc, plus alte ONG-uri, plus alte partide care se vor uni sub ocupor, că se va numi Convenția Neamului Românesc, Alianța Neamului Românesc. Deci totul se vând în jurul Neamului Românesc. Asta acum nu că e Partidul Neamul Românesc, se va uni în jurul Pământului strămoșesc. Să știți că Neamul Românesc, acest cuvânt, este foarte puternic. Este. Este foarte puternic și... Dar nu mai puternic decât Pământul strămoșesc. Nimic pentru sine, totul pentru țară. Știți care e povestea? Mult nu înțeleg partea cu Pământul strămoșesc. V-am spus foarte clar că acest neam românesc s-a deșteptat. Și acum așteaptă momentul. Și momentul va fi la vot. Pentru că până atunci nu se poate face nimic. Până atunci, dragi domnul, știți ce puteți să faceți? Pentru că bandiții ăștia nu știu decât de frică. Ei au băgat frica noi. Cu crize, cu foamete, cu vaccinurile criminale și așa mai departe. Dar bine, nu știu dacă sunt în criminale, sunt vaccinuri care... Eu am dovezi. Eu am dovezi. Bine, e punctul nostru de vedere. Nu putem generaliza. Au avut efecte bune. În acest moment, n-au avut. Credeți-mi. E opinia noastră. Da. Mai departe. În acest moment, aceste forțe politice care se unesc
vă garantez că vor câștiga alegerile și în momentul în care vom câștiga alegerile, începem cu primul lucru. O să aveți o problemă totuși. Care? Orgolile pe care le are fiecare dintre liderii acestor partide. Nu, nu, nu. Pentru că toți vor să fie președinți? Toți? Aici exemplu. Aveți dreptate. Luăm exemplu. Nu. Am dacă mă lăsați să termin. Nu, nu, știu că nu, haideți. Are dreptate la lumea pe aia. Dar asta știți înainte de a lege. Haideți să vă spun ce o să fac în calitate de prim-ministru al României prima dată. Bun, ascultă. O să îl chem pe ministrul justiției, da? Pentru că celălalt îi sunt ușoare. Din punct de vedere al economic, social, politic, educațional, avem programele, proiectele. Asta le vor pune în aplicare membrii Partidului Neamănuiesc împreună cu specialiști din toate domeniile de activitate și o să chemăm toate brezdele, pentru că brezdele știu ce le doare. Da, breazla agricultorilor, breazla legumicultorilor, breazla profesorilor, brezdele să-și deseneze reprezentanții în guvern și consilieri guvernamentali câte 2-3 pe specialități pe lângă fiecare prim-ministru, pe lângă fiecare ministru și pe lângă fiecare zi. Ei să promoveze. Pentru că ei știu ce mai mult îi doare. Dar ce e cel mai principal, pentru că nu mai trebuie să iertăm, Ninel Pea nu uită și nu iartă. Nu iartă și nu uită trădătorii de neam și țară. Ninel Pea, împreună cu specialiștii Partidului Neam Românesc, a făcut în toți acești 4 ani analize de timp puțin cum a fost jefuită România, care sunt bandiții, cum au trădat, cum au furat și așa mai departe. În ce s-au transformat aceste analize? Folosea terenul bandiții, Dan Diaconescu folosea ciocoi. Am fost colegi de liceu, sunt tot de acolo, din Caracal. Da? Mai există vorba aia, domnule, acolo la Caracal s-a răsturnat Caracal cu Pășul. Da, vă spun, dragi români, că atunci când m-am născut eu, n-am văzut niciunul. Plecaseră toți. Exact, asta e. Și acum să termin, aceste analize de tip OSIN peste 200 s-au transformat în peste 200 de rechizitorii juridici. În aceste peste 200 de rechizitori juridice avem peste 500 de persoane din România, fie din toate sferele de activitate, care au trădat România, care au jefuit România sau au fost luci și instrumente a celor asasini economici și a bandiților internaționali. Aceste 500 de persoane aceste 500 de persoane vă garantez că prin acele rechizitorii pe care le vom pune la dispoziția procurorilor, am mai încercat câteva plângeri, dar ați văzut că le bagă la sertar, se vor derula foarte repede, totul va fi public și abia atunci, dragi români, vei ști cu adevărat cine v-a furat și aceia trebuie pedepsiți, pentru că le aduc aminte acelor procurori și judecători torționari care au trădat România, au mai fost, că nu vor scăpa cum a scăpat Alexandru Petrescu. Alexandru Petrescu a fost judecătorul torționar care a judecat lotul Maniu în octombrie 1947. Și atunci erau 3 judecători cu el și 3 procurori. Era Tribunalul Poporului. Și bandiții ăștia de acum, de după 90, de începând cu Pleșu, Patapie, Vidicianu, Cărtărescu, Cărtianu, v-au mințit că erau Tribunalele Poporului și erau făcute din oameni fără carte. Da, aceia erau judecători și procurori școliți în perioada interbelică la universitățile din străinitate, la Leipzig, la Paris, la Universitatea din București, au trădat interesul. Mai avem decât 10 minute, domnule Pea, și trebuie să... De asta le spun oamenilor, nu că în Partidul Amorăsc, întotdeauna să vă uitați pe buletinul de vot la Neamul Românesc, să votați Neamul Românesc. Și doi la mână, în acest moment, cum puteți, ca să închei, cum puteți să salvați România? Acolo, în localitatea noastră, faceți de gardă, civilizat. De gardă în sensul că 3, 4, 5 faceți pe rând de gardă în fața primăriei cu pancartă. Primare apără drepturile. Du-te la deputat. La primar acasă, altă gardă. Pe rând cu placa. La consilier acasă, la parlamentari, la senatori, la deputați, în fața tuturor instituțiilor publice, în fața guvernului, în fața caselor parlamentarilor, în fața prefecturilor, acasă la prefect. Nu-l deranjează cu nimic. Stați pe trotuarul celălalt cu pancarta. Prefecturile apără drepturile. Și dacă vom face când gărzi... Când ați văzut că fac așa? Când stau cu pancarta? Să știți așa? Că înainte erau gărzile de noapte la țară. Da? Bun. Și le făceau oamenii ca să-și apere bunurile. În acest moment, asta trebuie să facem. Să pichetăm civilizat, fără violență, toate instituțiile publice, începând la primării și casele acestor funcționari sau aleși locali. E acolo domeniul public. Nu, pe domeniul public am voie. Întrebarea mea.
De fapt, nu a mea, întreabă telespectatorii. Care este relația cu Diana Ivanovici și o joacă? O să spun în continuare. În momentul în care avem discuții în fiecare zi cu doamna Șoșoacă și poate unii nu mă plac pe mine, poate unii o plac pe Diana, din cauza asta s-a făcut partid, pentru că sunt anumiți oameni care nu achiesează la partidul meu. Știți cum este? Ca să înțeleagă oamenii. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră că dacă aveți o plasă, aveți un pescador de pescuit și aveți o plasă care, în care intră numai 10 tone de pește. Da? Și dacă intră 20 de tone de pește, nu se rupe plasa. Și atunci, mai multe partide naționale, creștine și conservatoare, într-o plasă se strâng 10.000 de voturi, într-o plasă se strâng 10.000 de voturi, într-o plasă se strâng 10.000 de voturi, și atunci nu se rup plasele și toate împreună dau esența acelor voturi pentru a câștiga alegerile. Da, dacă Diana Șoșoacă își va anunța oficial candidatura, există posibilitatea ca să o susține și i-am spus-o foarte clar, dar întâi să-și anunțe candidatura. Pentru că trebuie să negociem și celelalte aspecte ale guvernării. Da. Și-a anunțat Liviu Zetea de la Satu Mare, Ludovic Orban, deci, sunt mai mulți. Sunt mai mulți, da. Domnul Gioană și-a anunțat. Da, nu știu încă. Mihaela, dragostea mea. Să ascultăm și pe domnul Dumnezeu ce va face mișcarea distributistă. Pe cine va susține? Pe domnul Călin Georgescu. Eternul premier. Da, acum nu are rost să dați în Călin Georgescu. A, n-am Călin Georgescu nu e aici. El vrea, dar nu pune nimeni. Nu pune nimeni. Nu, poporul o să pună. Nu. Premierul nu-l pune poporul. Dar nu e prim-ministru. El vrea, dar nu la președinție. Dar nu la președinție. La președinție. Prim-ministru nu vrea. Deci, nu, problema este un program. Programul... acest program hrană, apă, energie, care ne trimite la esența, Și este vorba de o nouă abordare economică în care nu banul este cel ce contează, ci energia. Dacă și cred că știți economie, în teoria economică nu există. Energia nu este un fundament. Este bani. Ei, în această criză s-a dovedit că banul nu contează într-un fel. Acești globaliști au în mână tiparniță. Deci fac bani fiat money, bani din nimic. Ei au zis că dacă au această tiparniță, pot să impună sancțiuni Rusiei, Rusia se va prăbuși, nu va mai putea continua războiul în Ucraina, etc., etc. Ei, s-a dovedit exact inversul. Aceste sancțiuni nu au făcut decât să întărească, să întărească Rusia, să întărească rubla. Războiul este aproape câștigat de Rusia. Deci, de ce? Dintr-un singur lucru. Fiindcă Rusia deține resursa energetică a lumii, într-un fel, și resursele naturale. Asta, apropo, deci cât de mult înseamnă hrană, apă, energie, vreți să spuneți. Exact, asta am vrut, adică, să spun. N-am vrut să spun. Programul nostru, care eu nu-l cunosc, ne duce spre Rusia? Nu. Spre modelul rusesc? Nu. Asta e energie. Stați puțin. Am vrut să spun cât de importantă este energia. Deci economia, ați fost 30 de ani plecat din România, stați puțin, domnule, că e vorba de energie, are petrol, are tot ce ne trebuie. Păi da, exact, asta e problema, avem de toate și nu le putem folosi. Nu suntem lăsați să le folosim. Vă înțelegeți? Dar noi dacă am fi în România să promovăm modelul rusesc. Nu, domnule, dar ați înțeles complet aiura din ce am vrut să spun. Ați vorbit de programul nostru, după care ați dat... Păi nu, dar am vrut să spun Rusia. Dar am vrut să spun că Rusia, care are resurse în mână, uitați cât poate să facă jocurile. Nu înseamnă că asta îmi convine mie, din contră, nu-mi convine că Rusia face jocurile. Și nu-mi convine nici o mare putere care face jocurile pe... Dar faptul că noi avem resurse, noi ne putem scoate foarte bine din această criză. Problema este că nu putem să folosim aceste surse.
ne sunt luate, ne sunt jefuite. Și pe baza asta noi spunem, cum să spun, populația este indusă în eroare că, spunându-se nu sunt bani, trebuie să luăm bani de la Uniunea Europeană, să luăm fonduri. Să... Nu asta e problema. Problema este să ne folosim resursele noastre pe un model care să folosească propria noastră resursă și atunci ne putem dezvolta. Problema este, suntem noi în stare să ne folosim resursele? Noi avem acest mare privilegiu care ne l-a dat Dumnezeu să avem resurse. Alte țări nu au resurse. Ungaria nu are resurse. De asta s-a dus în... Orban face jocul Rusiei, fiindcă nu are resurse. Noi am propus și în programul Partidului Neamul Românesc, scrie foarte clar că este public, cum putem să ne exploatăm noi resursele. Dar nu trebuie să fiu eu sunt geolog și la bază, dar nu trebuie să fiu eu mare specialist sau să am tehnologia. Nu! Statul român nu trebuie să dea normal, acele concesiuni. Să mărească redevenirea. Nu. Și asta e important. E foarte simplu. Cum zic americanii, iarăși repet, show me the money, give me the money. Bani sunt în toată lumea, că îi tipăresc ăștia toată ziua. Exact. Acum, ce trebuia să facă statul? Făcea o companie națională, o companie, ESA, da? Această companie avea licența de exploatare în Marea Neagră. Ce făcea această companie cu licența? Foarte simplu. Mergea pe piețele internaționale și lăsa bonduri sau acțiuni și se capitaliza cu 2-3 miliarde, vă spun eu, în 24 de ore. Ce făceam după aceea cu acei bani? Banii cumpără servicii, oameni deștepți și tehnică. Am dreptate. În acel moment, vă garantez eu că acea companie, care deja era listată pe bursele internaționale, da? Că dacă fac un paralel, credeți că a avut Zuckerberg bani să facă el compania mare Facebook? Nu! El a avut o jucărie foarte frumoasă, dar totuși are 30, 40, 50% și conduce acea companie. Da? E foarte simplu. Sunt legile internaționale ale conducerii de afaceri. Și atunci această companie mergea pe piețele internaționale având bani acum, totul public, și și lua tehnologie, lua oameni, lua know-how, și da, puteam să exploatăm singur. Okay. Și această companie a cui era? A statului. Da. După aceea puteam să lansăm alte acțiuni, da, pentru o dezvoltare mult mai mare. Așa se putea face pe toate resursele naturale ale României. Nu mai știu ce aș mai putea spune, pentru că domnul Prea a umplut emisiunea, adică în sensul idei pozitiv. Nu idei. Noi avem totul este pus la punct la Neamul Românesc. La Partidul Românesc avem pe fiecare domeniu trebuie documente. Trebuie să fac după, pentru că mi-ați mâncat și în ultimul minut. Gata, viitoare vreau să Nu, da. Acum lăsând gluma la o parte, repet, nu vă cunosc proiectul dumneavoastră, dar eu vă spun, noi, Partidul Ecologist vorbesc, rămăsesem până la momentul AUR cam singurul partid care ne mai păsa de țară. Pentru că uităm un lucru, ne-au tăiat pădurile, ne-au infestat râurile, noi n-am făcut nimic. Noi totuși avem o experiență, pot spune, ne-am luptat, sunt între puținele partide care ne-au luptat cu cei care au vrut să ne ia baza. Baza ce înseamnă? Pământul nostru. Din păcate nu mai avem timp. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Seara frumoasă în continuare, ne revedem mâine seara la ora 20, numai bine!